capitolul 12, versetul 20. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la prasnic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-a rugat și i-a zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce vă zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norobul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Amin. Amin. Doamne Iisuse, cuvântul Tău este atât de profund. Cuvântul Tău este atât de clar. Cuvântul Tău este atât de puternic. Te rugăm în continuare, dă-mi însă prin Duhul Sfânt. Doamne, n-aș vrea să fiu auzit atât de mult eu, și Doamne, tare aș vrea Tu doar să fii auzit. De aceea Te rog, deschide-ne mintea și inima și Duhul și sufletul și urechile. Dar Doamne, deschide-ne și Scripturile. Spre slava numelui Tău și în numele Domnului Iisus îi cerem acest har. Amin. 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 Vă rog să vă plăsați. Slăviți să fie Domnul. Amin. Dumnezeu ne-a pus pe inimă, pentru că suntem și la masa Domnului în această dimineață, Dumnezeu ne-a pus pe inimă un mesaj pe care l-am intitulat Paradoxuri Divine. Paradoxuri Divine. În textul acesta superb pe care l-am citit, Domnul Iisus Hristos în Ioan, la capitolul 12, versetul 24 și 23, spune: drept răspuns, Iisus le-a zis, după ce grecii au venit și au întrebat despre Iisus, că vor să-L vadă pe Iisus, Domnul Iisus Hristos nu stă de vorbă cu grecii, ci face o afirmație uimitoare. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Și începe aici niște paradoxuri divine, din punctul meu de vedere, uimitoare. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Amin. Amin. Așa, în următoarele câteva minute, înainte de a ne apropia de masa Domnului, să vă spun câteva lucruri pe care mi le-a descoperit mie Dumnezeu în zilele trecute și, mă rog, în toți anii trecuți. Știți ce este un paradox? Un paradox, așa cum știm majoritatea dintre noi, este un adevăr contradictoriu. Un paradox este un adevăr neînțeles pentru că este contradictoriu. Asta este paradox. Paradox, dacă vreți, sunt două adevăruri care la prima vedere nu sunt înțelese de noi. Un paradox sunt niște adevăruri care la prima vedere sunt foarte contradictorii, dar ele rămân adevăruri. Un paradox este neînțeles de noi, dar este înțeles poate de altcineva care ne este superior nouă. La nașterea sa, neamurile au venit să-L vadă pe Iisus Hristos. Adică magic.
Când Iisus Hristos s-a născut pe pământ în Iestea Betleemului, neamurile, nu evrei, neamurile l-au căutat pe Iisus Hristos și au venit să-L vadă. La moartea sa, pentru că textul acesta este în săptămâna morții lui Iisus Hristos, a răstignirii lui Iisus Hristos, la moartea sa, tot neamurile vin să-L vadă pe Iisus. La nașterea sa, neamurile au venit din est să-L vadă pe Iisus. La moartea sa, neamurile au venit din vest să-L vadă pe Iisus. Domnul Iisus Hristos a fost respins de evrei. Însă vă rog să observați un lucru uimitor. Domnul Iisus Hristos, vă rog băieții din spate, vă rog să veniți în față și să-i lăsați pe domnii care au venit acum. Și asta trebuie să facem ori de câte ori suntem în casa lor. La moartea sa, Domnul Iisus Hristos a fost vizitat. La moartea sa, Domnul Iisus Hristos a fost vizitat tocmai de neamuri ca și la nașterea sa. Evreii, știți, și-au spus mereu în dreptul Domnului Iisus. În dreptul Domnului Iisus Hristos, evreii au spus, vrem să vedem un semn. Deci au spus evreii. Știți ce au spus grecii? Vrem să-L vedem pe Iisus care face semn. Evreii erau interesați în semne. Iată că de data aceasta, niște greci erau interesați în cel ce face semnele, și acesta și minunile, și dă mântuirea, și acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. Mi se pare iarăși un lucru foarte interesant. Filip este nume grecesc. Andrei este tot nume grecesc. Grecii așa, spre, și pare paradoxal și poate chiar ciudat și chiar de neînțeles, grecii s-au dus la Filip și au spus, vrem să-L vedem pe Iisus. Iar Filip se duce la Andrei, care și împreună se duc la Domnul Iisus Hristos și vorbesc despre greci. Veți întâlni în Scriptură o chestiune foarte importantă. Oriunde îl veți găsi pe Andrei în Biblie, el aduce pe cineva la Iisus Hristos. Dar oriunde îl veți găsi pe omul ăsta în Biblie, el duce un suflet la Domnul Iisus Hristos. Filip s-a dus la Andrei, Andrei l-a luat pe Filip și l-a dus la Domnul Iisus și au vorbit și când Filip și Andrei ajung la Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos face aceste declarații uimitoare și spune așa. Adevărat, adevărat vă spun, că a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Amin. Și tot versetul acesta, și tot pasajul acesta este unul dintre cele mai uimitoare și ciudate din întreaga Scriptură, dar și foarte actual, pentru că în Ioan, la capitolul 12, versetul 31, Domnul Iisus zice așa, acum are loc judecata lumii acesteia. De ce vă citesc versetul acesta și pornul să săpăm puțin în cuvânt? Zice Domnul Iisus, acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Știți cum se traduce în grecește termenul judecată? V-am mai spus, dar mi-e foarte drag. Termenul judecată în limba greacă este crisis. Domnul Iisus Hristos spune așa, și eu vă citesc acum ad literam, am zice așa Domnul Iisus, acum are loc criza lumii acesteia. În ultimele ore din săptămâna trecută se vorbește parcă mai mult ca niciodată despre, știți despre ce? Despre judecată. Ori de câte ori auziți cuvintele analiștilor politici și economici și termenul ăsta în gura lor și în știri, criză, vă rog să vă aduceți aminte, criză, de fapt, înseamnă judecată. Zice Domnul Iisus Hristos, acum are loc criza lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și ce cred? Cred că planeta, în aceste zile și în următoarele săptămâni, se îndreaptă tot mai mult spre judecata finală. Cred că suntem în criză, care înseamnă judecată, și tot ceea ce vedeți că se întâmplă pe Matamon, că a căzut bursa, că se ridică bursa, că iar cade bursa, că ăsta, francul elvețian, depășește în curând euro,
Toate aceste lucruri vorbesc despre judecata lui Dumnezeu peste planeta aceasta. Oamenii înțelepți se pregătesc de întâlnirea cu Iisus Hristos. Știți ce cred că ne spune criza aceasta? Noi, să știți că planeta nu va merge mai bine. Vă dau vești proaste, dar vă dau vești bune în același timp. Planeta, din punct de vedere politic, economic și spiritual, nu va merge mai bine. Noi suntem într-un regres total. Ei, regresul acesta, judecata aceasta sau criza aceasta mondială, pregătește venirea Anticristului. Și tot criza aceasta mondială pregătește, deși pregătește venirea Anticristului, adică judecata, pregătește și venirea Cristului, adică, fraților, domnilor și domnilor, domnilor și domnilor, vine Iisus Hristos. Noi trăim vremuri, suntem generația care este foarte posibil să asiste la revenirea a doua oară a lui Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Săptămâna trecută am avut o discuție aici cu un domn consilier județean și cu Liviu Smuleasa, tocmai aici în casa de rugăciune. El este un om de afaceri. Am stat de vorbă cu el, ședea acolo în spate și crucea era în fața lui și steagul. Și am rămas însă uimit de discuția care am avut-o cu el. Și printre discuțiile biblice pe care le-am avut, că eu am început să predic Evanghelia, că doar l-am prins aici și nu mai putea să scape. Și aveam și un polițist lângă mine. Și am început să-i predic Evanghelia, puțin, însă mi-a plăcut de discernământul și percepția acestui om spiritual, deși om de afaceri. L-am realizat din punct de vedere și politic și financiar. Și a spus, zice, știu că va veni Iisus. Un om politic, din oraș, pesedist, bogat. Face o afirmație care mi-a atras atenția. Știu că va veni Iisus. Așa e, că va veni Iisus. Și vrea El să îi confirmăm noi. Și zic, fac pariu că va veni Iisus. Și nu vom pierde pariul acesta. Trăim vremuri, frașilor, doamnelor și domnilor, cine are ochi să vadă. Cine are urechi de auzit să audă. Pentru că dacă nu vedem nici acum ce se întâmplă, toată această criză este judecata lui Dumnezeu, urmează să vină Anticristul și urmă, să mai dau o poveste bună, dar nu Anticristul are ultimul cuvânt în istorie. Ci Crist are ultimul cuvânt în istorie. Nu o fiară și nu o javră are ultimul cuvânt în istorie, pentru că Anticristul vorbește despre venirea fiarei în lume. Nu o fiară, nu o bestie, nu o javră are ultimul cuvânt în istorie, ci Iisus Hristos, care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, are ultimul cuvânt în istorie. Glorie Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că dacă suntem puțin deștepți, trecem de partea lui Iisus. Dacă suntem fraieri, vom rămâne unde suntem, probabil unii. Însă dacă suntem puțin înțelepți, vom trece pe partea celui ce are ultimul cuvânt în istorie. Și El a murit pentru păcatele noastre și urmează să revină pe norii cerului. Vino, Doamne Iisuse! Amin. Amin. Însă vreau să vă vorbesc despre câteva paradoxuri divine. Paradoxul pe care l-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu și imediat ne vom întoarce la textul pe care l-am citit. Primul paradox pe care l-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu, bine, ele sunt foarte multele, foarte multe. Eu o să amintesc doar 3-4 în această dimineață, foarte rapid. Primul paradox superb, care este contradictoriu și neînțeles pentru mintea noastră, se găsește scris în Faptele Apostolilor la capitolul 20, versetul 35. Și în fapte la capitolul 20, versetul 35, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune un adevăr uimitor și zice așa, Apostolul Pavel, în toate privințele, versetul 35, zice așa, fapte 20-35, în toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus care însuși a zis. Este mai ferice să dai decât să primești. Amin. Amin. Este mai ferice să dai decât să primești. Amin. Amin. Dar cum, fraților, ăsta este un paradox. Cum adică? Păi, eu sunt mult mai ferice să primesc decât să dau.
Așa funcționează natura umană. Așa funcționează omul natural. Dar noi când ne pocăim, frați și surori, și când devenim creștini autentici, noi ieșim din natural și ne ducem prin Duhul lui Dumnezeu în supranatural. Amin. 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 Noi când ne pocăim cu adevărat, de aici vorbesc de pocăință adevărată, nu de aia care nu are nicio valoare, că sunt și din ăștia destui psiși pocăiți care n-au nimic de a face cu pocăința, Dumnezeu să se îndure de noi toți. Amin. Însă când mă pocăiesc cu adevărat și când Duhul lui Dumnezeu vine în inima mea, încep să văd altfel realitățile și încep să trăiesc din plin niște paradoxuri divine. Și primul paradox divin este acesta, dăruind, vei dobândi. Una dintre cărțile mele preferate, pe care le-am citit cu ani de zile în urmă, este intitulată, scrisă de Părintele Nicolae Steinhardt, și cartea se numește Dăruind, vei dobândi. Tare vă recomand tuturor. Este una dintre cele mai bune cărți scrise, creștine, scrise de vreun călugăr ortodox. Eu n-am găsit alta mai bună. Cel puțin, mă rog, sunt subiectiv, probabil. Dar titlul cărții este uimitor. Dar el se bazează pe pasajul acesta din Fapte 20-35. Și Pavel îl citează pe Domnul Iisus și spune așa, este mai ferice să dai decât să primești. Fără să vă spun că am făcut un studiu, am făcut o mică cercetare. Eu sunt cercetător, să știți. Cercetez Scriptura aproape zilnic, mă cercetez și pe mine aproape zilnic, dar și pe unii dintre dumneavoastră, vă mai cercetez. Așa, de la distanță, să mă pot ruga pentru dumneavoastră. Și am făcut niște cercetări biblice săptămâna asta și cu ceva timp în urmă. Și am vrut să văd unde a zis Iisus Hristos mai ferice este să dai decât să primești. Și să vă spun paradox. N-am găsit nicăieri așa ceva. Și totuși Apostolul Pavel spune așa. Vă aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus care însuși a zis este mai ferice să dai decât să primești. Amin. Mă tot uit la colegul meu Cătălin să văd mă aprobă, nu mă aprobă. Atâta-i trebuie să nu mă aprobe. Însă n-am găsit textual ad literam cuvintele acestea în Noul Testament. Și totuși Pavel zice, vă aduc aminte de cuvintele, însuși cuvintele Domnului Iisus, că mai ferice este să dai decât să primești. Știți însă ce-am descoperit? Domnul Iisus în predica de pe munte, toată esența predicii de pe munte este citată de Apostolul Pavel în versetul pe care l-am citit. Toată esența creștinismului se găsește în cuvintele acestea pe care le-a spus Domnul Iisus în predica de pe munte, mai ferice este să dai decât să primești. Dar asta este o chestiune paradoxală pentru că în natural îmi place să primesc. Mamă, ce aș primi o mașină nouă. Mulțumesc de încurajare. Însă, să vă spun ceva. Fiecăruia dintre noi ne place să primim. Ba o casă, ba o mașină, dar 1 milion de euro să cumpărăm teren și să construim aici. Ne place să primim. Și este normal să-ți placă. Și eu cred că dacă nu ți-ar place, dacă vine cineva și îți dă în cheile unui jeep sau unei mașini sau unei locuințe și nu ți-ar place, cred că ai o problemă. Cred că ai putea suferi de o problemă gravă dacă nu ți-ar place. Însă știi ce spune Domnul Iisus în textul acesta? Zice, este mai ferice să dai decât să primești. Amin. Amin. Și adevărul acesta este paradoxal, parcă este contradictoriu. Acum să vă spun ceva, dar să nu vă ziceți la nimeni. Și să rămână secretul nostru. Domnul Iisus totuși are dreptate. Amin. Are dreptate. Chiar dacă pare paradoxal, fac pariu cu fiecare dintre noastre. Pe 1 milion de euro. Că dacă dai, te simți mult mai bine decât atunci când primești. Vedeți, omul natural se bucură să primească. Și noi avem în noi multă naturalețe. Mă refer la omul firesc, omul nerăstignit.
Dar omului răstignit, omului duhovnicesc, îi place mult mai mult să dea. Am o familie în Sebiș și acum s-a mutat la Arad. Și ăștia mi-au prins, știți că am și eu slăbiciuni. Nu multe, dar mă rog, asta scoateți-o din context și din text și din mesaj. Însă am câteva slăbiciuni și una dintre ele este că sunt credul. Acum să nu vă puneți la încercare, totuși. Dar sunt destul de credul. Așa spune nevastă mea, așa îmi spune fiul meu, nu mai știu cine mai zice. Și atunci, când doi îți spun așa, înseamnă că trebuie să te duci la culcare. Și așa se zice că sunt credul. Și am început să le dau dreptate. Am început chiar să cred că sunt credul, dar să știți că sunt și credincios. Și eu cam cred, prima impresie eu cam cred. Măi, și stau de vorbă cu ăștia, măi, mi s-a făcut tare milă de ei. Și fiind băiat bine educat de mama, mi-au prins slăbiciunea. Și a spus, frate Daniel, domnul Daniel, n-avem putare, n-avem putare, n-avem putare. Și ori de câte ori spune, n-avem, dar mâna nu doar le dau 50 de lei, le dau 100 de lei, le dau... Aproape în fiecare săptămână încerc bani. Aproape în fiecare săptămână le dau bani. Să vă spun ceva însă. Mă simt teribil de bine când pot să fac pe cineva fericit. Amin. Chiar dacă este excroc. Domnule, eu îi dau bani în numele lui Iisus Hristos atât timp cât am călăuzire. Și la cine am călăuzire? Însă vă spun din experiența mea și dumneavoastră aveți aceeași experiență, cuvintele lui Iisus Hristos, astea paradoxale, sunt foarte adevărate. Mai ferice este să dai decât să primești. Vă spun iarăși din experiența mea și a întregii umanități, un lucru care nu este nou. Știi cum poți să devii fericit? Făcând pe altcineva fericit. Fă pe cineva fericit și te vei trezi fericit. Fă pe cineva fericit și te vei trezi fericit. Mai ferice este să dai decât să primești. Știți care este esența predicii de pe munte? Esența predicii de pe munte este generozitatea. Esența predicii de pe munte este bunătatea, dacă vreți. Una dintre esențele predicii de pe munte, asta este, mai ferice este să dai. Să dai lui Dumnezeu, să te dai pe tine lui Dumnezeu și să dai vorbă și să fii generos cu alții decât să primești. Mai ferice este să dai decât să primești. Tăluind vei dobândi. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, așa ne spun robii lui Dumnezeu. Și ne înseamnă asta? Bogăție prin tărnicii. Dăruind vei dobândi. Domnilor și domnilor, nu fiți zgârciți. Nu fiți nici creduri. Dar nu fiți nici zgârciți. Fii bonom. Fii darnic. Începe cu soția ta. Știi? Fii dăruitor. Fii generos. Începe cu soțul tău. Dacă vrei să te trezești fericit și să ajungi fericit, nu fugi după fericire. Că nu o găsești. Că asta e ca fata Morgana, știi? Cu cât alegi mai mult după ea, fuge de tine. Știi? Iluzia aia optică de pe asfalt. Știi? Parcă vezi apă în fața ta și te tot duci și tot nu mai dai de ea. Știi? O iluzie optică. Nu încerca să fugi după fericire, dar vă spun cum putem să devenim fericiți. Fericiți. Fă pe cineva fericit. Pe cei de lângă tine, fă-i fericiți. Și fii atent. Fără să-ți dai seama. Te trezești fericit. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Acum v-aș putea vorbi de fericire toată viața, toată dimineața aceasta. Că și am și scris despre fericire. Dar la modul serios, putem deveni fericiți doar dacă vom învăța să facem fericit. Domnule, care ești căsătorit, fă-ți fericită soția. Că dacă nu o faci fericită, rămâi nefericit. Mulțumesc de aminul puternic. Amin. Însă, acesta este adevărul. Știu că v-am șocat. Nu adică să o fac fericită pe mine asta. Bă, fă-o. Fă-o fericită pe ea, că altfel te nefericești pe tine. Domnule, fă-ți fericită soția. Doamnă, fă-ți fericit soțul, că altfel te nefericești pe tine. Copiilor, faceți-vă părinții fericiți, că vă nefericiți pe voi, dacă nu. Amin. Și invers, părinților, faceți-vă copiii fericiți.
Adică trimiteți în vacanță. Cumpărați-le computer. Nu la asta mă refer. Însă trebuie să învățăm să-i facem pe copiii noștri fericiți bazați-se pe Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă la aceasta. Ăsta este un prim paradox divin. Dăruind, vei dobândi. Cumpără 10 metri pătrați de pământ aici pentru stânca. Cumpără 100 de euro costă un metru pătrat. Noi ne rugăm pentru încă 1300 de oameni să fiecare să cumpere câte 100, câte un metru pătrat. Câte un metru pătrat. Încă 1300 ne rugăm și am cumpărat terenul și după aceea vom construi centrul spiritual și social. Și în numele Domnului Iisus o vom face dacă nu vine Domnul Iisus. Însă, fă pe cineva fericit, nu fiți zgârcit cu Dumnezeu. Nu fiți zgârcit nici cu cei din familia ta, nu fiți zgârcit cu cei de lângă tine. Fii generos. Dumnezeu binecuvintează generozitatea. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să spun un alt paradox divin foarte important. Vindecare prin lepădare. Și acum ajungem la textul pe care l-am citit din Ioan, capitolul 12. Și în Ioan, capitolul 12, Domnul Iisus Hristos și în celelalte pasaje, la un moment dat, mi se pare, prin Marcu, zice Domnul Iisus Hristos o chestiune foarte interesantă. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și așa să mă urmeze. Amin. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine în sus, să-și ia crucea și să mă urmeze. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și ce înseamnă asta, fraților? Vindecare prin lepădare. Iarăși, săptămânile trecute mi-a descoperit Dumnezeu ceva, am citit undeva și pentru mine asta a fost o descoperire foarte frumoasă. Mai puțin înseamnă mai mult. Fii atent. Mai puțin, am citit un scurt articol, mai puțin înseamnă mai mult. Și când am citit articolul acela, bineînțeles că mi s-a dus imediat gândul înapoi la cuvintele Domnului Iisus Hristos că vindecarea la noi, la oameni, în multe situații, vine prin lepădare. Vindecarea întotdeauna vine prin lepădare. Pentru că mai puțin înseamnă mai mult. Și acesta este un mare adevăr. Și fiți atenți. Mai puțin păcat în viața ta înseamnă mai mult din Dumnezeu în viața ta. Să nu uitați asta. Mai puțin întotdeauna înseamnă mai mult. Fii atent. Să biruiești ispita sexuală. Să biruiești ispita alimentară. Că nu există numai ispita sexuală. Există și ispita alimentară. Să biruiești ispita spirituală, adică mândria spiritului tău. Eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai, știi? Eu predic cel mai bine, fac cea mai bună lucrare. Să biruiești, pe urmă, ispita financiară, să nu furi, să nu înșeli, să ai integritate. Știi? Mai puțin înseamnă, de fapt, mai mult înaintea lui Dumnezeu. În 1930, auziți articolașul ăsta, un profesor de la Universitatea Cornell din Statele Unite a descoperit întâmplător că există o conexiune între a mânca mai puțin și a trăi mai mult. Credeam că ziceți amin careva. Dar lui din Biblie e clar că nu ziceți. Însă, profesorul ăsta, și mi-a plăcut și a fost interesantă descoperirea lui, spune, copaii care consumau mai puține calorii trăiau în medie cu 30% mai mult decât aia care consumau tot ce prindeau. Aceasta este premisa regimului hipocaloric propusă astăzi de mai mulți cercetători ca o soluție de încetinire a procesului de îmbătrânire. Știți la ce concluzie am ajuns? Calea spre cer este îngustă. Calea spre iad, e autostrada asta care nu mai reușesc românii să o facă. Calea spre cer este îngustă, mai puțin. În cer, fii atent, nu intri cu balast. În cer nu intri cu gunoaie. Știți, vindecarea spirituală vine prin lepădare. Ați auzit de vindecare prin lepădare? Adică să renunți la psihologiile tale, chiar dacă par bune. Și sunt bune. Dar dacă nu sunt biblice, ele n-au nicio valoare.
Vindecare prin lepădare este ceea ce ne spune Domnul nostru Iisus Hristos în textele din Noul Testament și în fiecare Evanghelie ne vorbește Domnul Iisus Hristos și ne spune că vindecarea prin lepădare este ce înseamnă creștinism autentic. Dacă, fii atent, vrei să ajungi în cer și ți se pare că poți ajunge oricum, te înșeli și ești un mare fraier. Că nu se poate. În cer se poate numai pe calea îngustă. Dar fii atent, calea îngustă este cea mai sănătoasă. Calea, numai fă ce vrei în viață și mănâncă ce vrei și cât vrei. Și să vezi unde ajungi. Că pocnești curând. Nu putem să facem ce vrem. În harul lui Dumnezeu, în creștinismul lui Iisus Hristos, când hotărâm să devenim creștini adevărați, nu din aia care n-au nicio valoare, când intrăm în harul lui Dumnezeu și în pocăința pe care Dumnezeu ne-a dat-o, trebuie să înțelegem că vindecarea vine doar prin lepădarea de sine. Prin lepădarea de eu. Amin. Amin. Mai puțin înseamnă de fapt mai mult. Și asta trebuie să o aplicăm aproape în fiecare domeniu din viața noastră, acolo unde este aplicabil. Și vă mai spun încă ceva. Artista asta, care a făcut valul în ultimele săptămâni, că a murit, Amy Winehouse, s-a sinucis cu mâna noastră, spunea un articol interesant, din cauza neînfrânării, spune articolul. Am citit un alt articol, zice, Amy Winehouse a murit pentru că s-a lăsat de băut. Un alt articol interesant, vă rog, bine, nu pot să crezi nici toate articolele, să nu credeți toate mass media, să credem însă toată Scriptura. Amin. Însă mi-a dat articolul ăsta de gândit, foarte serios, și spune, s-a sinucis cu mâna noastră din cauza neînfrânării. Am vorbit cu fiul meu, acum 2 săptămâni eram la masă, și spune, oh, și eu am făcut așa niște afirmații destul de caustice despre tipa asta care la recitalul ei, la concertul ei din Belgrad, a urcat beată. I-ați văzut-o toți pe YouTube și pe internet. Și fiul meu spune, tata, a avut, nu mai spune tu, că a avut o voce extraordinară și Și după aceea citesc articolul, n-am reușit să-i dau, dar îl dau după masa aceasta. Că l-am în fața mea și l-am pe internet. Articolul ăsta e interesant. Și vreau să vă citesc ceva. Foarte, foarte important este parte din articolul acesta, așa mi se pare mie. Este foarte important. Și auziți, femeia asta, Amy Winehouse, a avut o voce, într-adevăr, foarte bună. Însă știți de ce spunea autorul articolului că a murit prin mâna noastră? Spune așa, nu dăm 5 premii Grammy pentru cântece care spun, asta cânta ea, și erau foarte populare cântecele astea. Au încercat să mă ducă la dezarmonizare, dar am zis nu, nu, nu. Asta cânta ea. Și și-a vândut discurile în 10 milioane de copii. Și-au zis un alt cânte care era în mare vogă despre, pe care îl cânta femeia aceasta. Un alt cântec este iarăși foarte important. Știi că nu-ți bună de nimic. Și și ăștia, l-ascultau ăștia, Domnule, pe rupte. Sper că nu l-ascultați chiar toți. Și atunci, analistul ăsta social pune o întrebare, zice, nu cumva, zice, noi care ascultăm cântecele unei femei de genul acesta, o încurajăm și cumpărăm cântecele. Nu cumva, când i-am dat premii Grammy, nu știu câte premii Grammy, 5 premii Grammy și multe alte premii, nu cumva, de fapt, am încurajat-o să trăiască pe calea lui. Și să trăiască cum vrea ea. Și nu cumva, de fapt, noi, ăștia care o ascultăm și o adulăm și cumpărăm CD-urile la nivel mondial, de fapt, noi suntem aceia care am murit-o. S-ar putea să aibă dreptate autorul articolului. Însă, un lucru este clar pentru fiecare dintre noi. Mai puțin înseamnă mai mult. Și lepădarea lepădarea de eu, de sinele tău, de psihologia ta, de mofturile tale, de capriciile tale, de încăpățânările tale, lepădarea de tine aduce vindecare în tine, în casa ta, în prezentul tău și în viitorul tău. Și Dumnezeu să ne ajute tuturor în aceasta. Și au zis încă ceva. Un alt paradox divin foarte interesant.
Victorie prin înfrângere. Asta e paradoxul divin numărul 3. Victorie prin înfrângere. În textul ăsta din Ioan 12, pe care l-am citit, zice Domnul Iisus așa. Adevărat, adevărat vă spun. Că dacă trăuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Și auziți versetul următor. Paradoxal. Șocant. Revoltător. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Și la ce se referă Domnul Iisus Hristos în versetele acestea și altele, în Evangheliile sinoptice? Și la ce se referă Domnul Iisus? Se referă la victorie prin înfrângere. Eu, cu ani de zile, am scris o carte. Prima, deci nu mă lau, doar vă dau niște statistici. Prima mea carte s-a numit Victorie prin înfrângere. Domnilor, carte bună! Mulțumesc de încurajare! Pentru ce, ce mai sunteți cititori, nu doar privitori. Știți că una dintre nenorocirile secolului 21 este că am devenit cam toți privitori. Ne așezăm pe fotoliu sau în pat și începem să butonăm. Întâi butonăm și pe urmă privim. Și asta duce la boli, la complicații. Mi-ați văzut doi soți. Se întâlnesc și ei în living, în sufragerie sau în dormitor. Și televizorul e on. Și ea vine la el și el se uită la televizor. Și când ea vine la el și îi spune ceva important și vrea să discute, el e focalizat pe TV și ce? Lasă-mă în pace, că ea vrea să comunice. Ea îl vrea și pentru ea. Nu numai pentru fiară. Televizorul strică și relația în cuplu. Pentru că suntem doar privitori. Doamne, iartă-ne! Prima pe carte pe care eu am scris-o în urmă cu vreo 14-15 ani se numește Victorie prin înfrângere. Știți, când grecii și într-adevăr victoria a venit numai prin înfrângere. Prin înfrângerea eurului. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Când grecii ăștia au venit la Domnul Iisus și au zis, domnilor, am vrea să-L vedem pe Iisus și ce zice Domnul Iisus? Un lucru uimitor. Drept răspuns Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Amin. Când grecii vin să-L vadă pe Domnul Iisus, Domnul Iisus vorbește și despre ce? Despre cruce. Despre asta vorbește Iisus. Vorbește despre victorie prin înfrângere. Și auziți paradoxul crucii. Este victorie prin înfrângere. La prima vedere, crucea lui Iisus. Păi când l-ai văzut pe Iisus Hristos gol și fără nicio putere și despuiat și bagiocorit și plin de sânge. Când l-ai văzut pe Iisus Hristos acolo lipsit de vlagă, la prima vedere, crucea părea cea mai mare înfrângere, dar, domnilor, doar părea cea mai mare înfrângere. De fapt, crucea, și când Iisus Hristos stătea pe lemnul Golgotei, că la asta mă refer când zic cruce, când Iisus Hristos murea pe lemnul Golgotei, la prima vedere, deși crucea părea cea mai mare înfrângere, de fapt, dacă veți citi cu atenție Evangheliile și forma epistolele, veți vedea că crucea lui Hristos, moartea lui Hristos, a fost cea mai mare victorie a lui Iisus Hristos. Amin. Glorie lui Iisus Hristos. Știți? Ăsta este paradoxul. Victorie prin înfrângere. Când Domnul Iisus Hristos vorbește despre cruce, zice, Fiul omului va fi proslăvit prin răstignire. Și acum, vă spun un lucru care este șocant și enervant. Și parcă îți vine să faci reacție prima dată când îl auzi. Dar vă rog să rețineți. Slava. Slava. Vine numai prin cruce. Slava de la Dumnezeu. Vine numai prin cruce. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Spune lucrul uimitor. A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Cum? Prin moarte. Prin cruce. Slavă lui Iisus Hristos. Același principiu se aplică și la noi. Când sunt dispus, fraților, să mă las înfrânt de Cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, de jertfa și de crucea lui Hristos, când sunt dispus
dispus să-mi las ființa interioară, aia, eu-l răstignit, psihologiile, încăpățânările, când sunt dispus să le las să fie înfrânte de cuvânt și de Duh, de fapt, Dumnezeu începe să mă înalțe. Slava vine numai prin cruce. Și când mă refer la cruce, mă refer la moarte. Cine refuză crucea, refuză slava. Amin. Domnilor, ceea ce vă spun în această dimineață este hrană foarte tare. Dar noi suntem înaintea mesei Domnului și trebuie să ne cercetăm. Cine primește crucea, lucrarea crucea, adică răstignirea euului în viața lui, cine primește crucea, primește slava. Doar cei ce acceptă crucea în viața lor, primesc slava lui Iisus Hristos în viața lor. Amin. Amin. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun și închei. Un alt paradox, numărul 4. Viață prin moarte. Viață prin moarte. Mulțumesc de aminul puternic. Fii atent. Viață prin moarte. Viață prin moarte. Adevărul acesta este incontestabil din punct de vedere biblic. Să mori, asta ne spune Domnul Iisus Hristos în versetul acesta. Adevărat, adevărat vă spun că dacă greuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Dacă moare, zice Domnul Iisus, aduce viață. Și versetul următor spune, cine își iubește viața o va pierde. Dar cine își răstignește viața, o va păstra pentru viața veșnică. Amin. Amin. Murind față de eul tău, față de păcatul tău, vei trăi, spune Domnul Iisus. Am ajuns la încă o concluzie, în încheiere vreau să vă spun. Abia când o sămânță moare, abia atunci începe să aducă rod. Și noi știm din experiență și din agricultură și din grădinile noastre, știm cu toții adevărul acesta. Abia când o sămânță moare, abia atunci aduce roadă, pentru că viața vine întâi prin moarte. Moartea lui Iisus Hristos, ceea ce sărbătorim noi aici în această dimineață, moartea lui Iisus Hristos urma să producă multă viață și slavă pentru Dumnezeu și viață și pentru noi. Gloria lui Iisus Hristos. Un bob de grâu poți să-l păstrezi într-un silos 1000 de ani, dar nu va duce roadă. O tonă de grâu sau 100 de tone de grâu le poți păstra într-un silos. Ăsta când mergi la Timișoara, la Arată, Porțișoara, pe stânga, în sășele la Smithfield, știi? Niște silosuri enorme și frumoase. Însă poți să ții acolo 1000 de tone de grâu să le păstrezi, însă fii atent, un bob de grâu, deși poate fi păstrat 1000 de ani sau 4000 de ani, nu are nici o valoare, nu produce nimic și nu-i bun nici de hrană dacă îl păstrezi undeva izolat într-un anume loc. Au găsit ăștia semințe de grâu în mormintele egiptenilor vechi de 4000 de ani. Și însă, care este ciudățenia? Mie mi se pare că este o ciudățenie foarte cinică. Însă, deși era acolo de 4000 de ani grâu în mormintele egiptenilor, n-a produs nimic timp de 4000 de ani. Și zice, pentru că n-a murit. Doar a fost păstrat. Dacă nu mor mofturile noastre, dacă nu mor șmecheriile noastre, dacă nu mor încăpățânările noastre, dacă nu mor vechile, repet, psihologii, dacă nu mor capriciile noastre, fraților, le putem păstra. Dar nu vom fi buni de nimic. Și Dumnezeu nu ne va putea folosi la absolut nimic. Numai când cineva și ceva este plantat și moare, abia atunci aduce roadă spre slava lui Dumnezeu și pentru numele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Am citit istoria unui grup de credincioși care s-au dus să viziteze niște misionari undeva care făceau evangelizare într-o junglă departe de civilizație. Și grupul ăsta dintr-o biserică s-a dus să viziteze pe misionarii ăștia izolați și când le-a văzut lucrarea undeva departe în junglă, izolați total, unul dintre credincioșii ăștia, cu intenții bune, a făcut o remarcă și a spus, sigur v-ați îngropat bine aici.
Celălalt, însă misionarul care era în junglă deja de ani de zile, a zis, nu, nu ne-am îngropat, am fost plantați. Fraților, trebuie să fim plantați ca să murim. Dacă vrem să aducem slavă lui Dumnezeu. Și dacă vrem să dăm viață celor de lângă noi. Închei cu o poezie, nu știu, foarte poetic, dar am găsit de dimineață o poezie de-a lui Traian Tors, mi-a trimis-o cineva, ce tare mi-a plăcut. Poezia se numește Eu nu știu, Doamne. Încerc să o citesc. Eu nu știu, Doamne, unde încă îmi vei mai duce pașii mei, dar știu că Tu vei fi oriunde lumină sfântă pentru ei. Eu nu știu, Doamne, ce ispite vor mai veni în calea mea, dar știu că în Tine piruințe și ocrotire voi avea. Eu nu știu, Doamne, de câți prieteni mai pot fi încă părăsit, dar știu că Tu vei fi cu mine însoțitor nedespărțit. Eu nu știu, Doamne, câte lacrimi au să mai plâng ochii mei, dar știu că Tu vei fi alinare și mângâiere pentru ei. Eu nu știu, Doamne, câte jertfe mai trebuie să aduc din greu, dar știu că Tu îmi vei da putere să-mi sui de plin calvarul meu. Eu nu știu, Doamne, câte rame voi mai primi de la ai mei, dar știu că Tu îmi vei da răbdare și rugăciune pentru ei. Eu nu știu, Doamne, viitorul, dar știu că El e în mâna Ta. Ajută-mi să nu uit aceasta, ca liniștit să-ți pot urma. Amin. L-am cunoscut pe Traian Tors. Asta a fost un mare poet român, țăran român, de lângă Beiuș. Unii de pe aici l-ați cunoscut. Venea la tatăl meu, la Sibiu, după literatură creștină, în vremea comunistă. Am avut onoarea să-l cunosc pe omul acela. A suferit mult pentru Dumnezeu. Și el ne spune în textul acesta, eu nu știu, Doamne, câte răni voi mai primi de la ei mei, dar știu că Tu îmi vei da răbdare și rugăciune pentru ei. Și înseamnă aia. Aia înseamnă să fii plantat, aia înseamnă să mori, dar mai înseamnă ceva. Să înviezi. Aia mai înseamnă că vei da viață. Asta este creștinism autentic. Asta este pocăință adevărată. Ea este paradoxală. Dumnezeul nostru este Dumnezeu paradoxal. Dar paradoxurile divine sunt obligatorii în viața noastră dacă suntem pe calea îngustă care duce în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin.